În Basarabia, recoltarea cerealelor din prima grupă este abia la început și demarată tradițional în sudul țării. Prognozele pentru secerișul din acest an sunt optimiste. Potrivit specialiștilor, se prevede o roadă destul de bună. Am folosit exprimarea fraților de peste Prut. Colegii de la AgroTV Moldova ne-au transmis câteva reacții legate de viitorul recoltei de cereale din Basarabia. Prognozele preliminare arată o recoltă globală de grâu, principala resursă alimentară din țară, de peste 1 milion de tone. Avem practic aceeași situație ca și în ultimii 5 ani. Desigur, ploile abundente și grindina de la începutul virii au afectat unele terenuri agricole, dar este vorba de cazuri izolate care nu vor afecta starea de lucruri generale. A declarat pentru sursa citată Marin Grama, consultant superior din cadrul Direcției pentru Politici de Producție, Procesare și Reglementare a Calității produselor de origine vegetală de la Ministerul Agriculturii. Totodată, ținând cont de faptul că recoltarea cerealelor se efectuează într-o perioadă caniculară, fermierilor și autorităților locale li se recomandă să sporească acțiunile de pază și securizarea antiincendiară a recoltei, precum și să izoleze lanurile ce urmează a fi recoltate prin crearea fâșiilor arate lângă drumuri, spații verzi, poduri și căi ferate. De asemenea, este recomandat ca în campania de recoltare să fie utilizate combinele, camioanele și tractoarele dotate cu sisteme de eșapare a gazelor fierbinți, instalații parascântei și mijloace de primă intervenție. În același timp, este necesar să se asigure controlul riguros al tuturor edificiilor destinate depozitării și păstrării cerealelor și furajelor. Și salvatorii avertizează agricultorii să respecte regulile de securitate în câmp, să nu fumeze și să nu aprindă ruguri pe lanuri, miriște alături de combine sau mijloace de transport.